Salutare, prieteni, și bun venit la capitolul 15 din Mafia 2. Suntem la ultimul capitol, în sfârșit. Suntem aproape să terminăm acest joc, această serie. Things were bad, and they were only going to get worse. The truth was going to come out sooner or later. And then we were going to have Falcone after us, along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. Și mai am o veste pentru voi, nici nu mai punem timer la această misiune. Adică mergem cât merge misiunea. Sper să nu dureze totuși 2 ore misiunea, știi? Jumătate de oră dacă merge, e ok din partea mea. Yeah, hello. Vito. Yeah, it's Eddie. Listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once, I don't. Yeah, Carlo wants to see you over at the planetarium. Did you say what it was about? Nope. Better head over there now, though. Don't want to keep the man waiting. Yeah, see you, Vito. Ok, deci trebuie să ne zălim cu Falcone, Carlo Falcone. Stai un pic. Casual suit with hat. Perfect. Uite ce sexy sunt. Mamă, ce plouă afară. Mr. Scaletta, can you get in, please? Opa. Hey, hey Leo, ce faci, Leo? Just get in the damn car. Ok. Now. Bă, Leo, dar de ce nu ești tu mai prietenos un pic? This is our friend, Mr. Chu. Alright, so what the hell's going on, Leo? What is this? This is about you. About me? You fucked up good, didn't you? No. Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown, that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. And that's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. Hmm. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. Da. All right. Stop the car. Remember, deci trebuie să-l omorâm pe Carlo Falcone. Hai să-l omorâm pe Carlo Falcone. Ok, al meu fugea înainte. Hei, 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 no, bine. Nu puteai, bă, să mă lași tu mai lângă o mașină? Deștepți au fost ăștia, mă, când v-au inventat. Haideți să mergem la planetarium, dacă nu mă înșel, sau observatoriu, oricum Kill Falcone scrie pe el. Așa că, let's do it. Așa, nu, pe aici, perfect.
Bă, în anii 50 erau foarte multe crime, după cum observ eu. Fiind jocul așa, dar cred că evidențiază lumea și răutatea care a fost în perioada asta. Hai, mă, mișcă-te, ai pus frână și nu venea nimeni, mă. Dacă te mai loveam. Așa, pe aici. Perfect. Băi, hai că e ok. Începem să ne pricepem la condus. Bine, glumeam. Glumeam. Mă pricep la omorât oameni. Ce-am scăpat? Nici măcar n-am văzut poliția. Mă uitam după poliție și acum. Să-i văd acolo în spate. Oricum, haideți să ajungem la planetarium. Nu mai avem mult, cred, sper. E undeva în partea asta, pe aici, pe undeva. Mi-a picat roata, pe bune? Ah, mi-a picat capacul de la roată, ești nebun. Mai am 1, 2. Și îl mai am pe ăsta albastru. shit. Așa e când te uiți la roți, bineînțeles. Și normal că ăsta se bagă în mine. Și acum trebuie să mă duc cu spatele, că mă duc mai repede ca el. Holy shit. No, dă-te mă de aici. Ok, haideți că am ajuns la planetarium. Sau nu? Ba da, uite-l, uite-l acolo. Observatorul. Hai bă, mișcă-te. Stai pe loc, stai pe loc că vin. Hai mă, mișcă-te. Așa. Uite-mă că aveau umbrele. Să scot armă? Nu, hai să nu o scot. Da, am ceva armă la mine. Oh, mamă. Bun, mă. A, unde? Ah, pe acolo, Hey, pe scări, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Hei! I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Oh, sure. Yeah, all right. Here you go. Ah, pe bune fidel. Ah, bă, nu, uite. Ok. A crezut că îi dă arma pe bune. Sau apoi mă gândeam cu ce dracul mai omor. Opa, opa. Haide, muriți! Perfect! Mai este careva pe aici? Opa. N-ai murit? Acum ai murit. Atât, mă. Bun, mă. Hai că i-am rezolvat pe ăștia. Hai, bă. Așa. Nu vrea să se ridice. Bun, încarcă arma. Ia-ți gloanțe. And let's go. Perfect. Hai, vino încă, mă, dacă ești tare. Vino încă, unde ești, mă? Atât, mă. Ok. Perfect, mai veniți? Nu au mai venit, normal. Perfect, ăla l-am luat. Hai mă și tu, vino în camă, hai mă. Așa mă, am crezut că ești tare. Perfect.
Smith and Wesson, apa. Din nou afară. Hai mai ieși afară. Fuck you. Ok, hai mai am glonț, din asta domnule. Opa. Ok, l-am rezolvat și pe ăla. L-am rezolvat și pe ăla de sus. Cred. Și mai am unul acolo, așa-i? Sau? Ah, stai, unul sus, ok. Ești tare, mă? Hai, mă, dar mori astăzi. Băi, dă-l naibii, cum, bă, din... Când cade să mă nimerească, mă, fii atent. Jocul ăsta e... enervant. Aaaa, mai vreau niște glanțe așa. Măi, m-ați speriat rău de tot. Așa, ok. Hai, veniți voi, veniți numai încă. Hai mă, să te stari. Na mă, sunteți tari mă, haideți mă încă mă, dacă sunteți tari mă. A, mai veniți o tură. Mori, așa am în sfârșit. I-am rezolvat pe toți. Opa, stai că nu mai am glonțe. Give me glonțe. Perfect. Așa. Ah, come on. Altă tură de omorât. Unde sunteți? Present to me. Ouleu, cât vin. Ok, am mai luat unul. Hai, scoate capul la fereastră. Băi, al dracu, bă, dar când încarc om, atunci ieșiți și voi, mă. Unde mai sunteți, mă? Uite-i, bă, că nu vin, bă! What? Așa, mă, hai! Gata, v-am luat pe toți? Da? Give me glontes, hopa! Mai vin o tură! Hai că-mi place. Cred că am mai văzut unul acolo. Pot să-i dau o grenadă? De fapt nu, hai să le păstrăm. Așa și mai este unul aici, așa-i? Hai mă, vină încă. Glanțe, thank you. Ia să mergem, hai să vedem ce se întâmplă aici. Bine mă, că eu intru cu arma mare și tu intri cu pistolul. Well, look who it is. This is where they send? This is an insult. What'd they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business.
Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize that? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Hey. Popon? If you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, Joe? You're gonna throw all that away? Do it! Two. Now! Three! Perfect! Băi, iară nu mai am gloanțe, pe bune? Așa. God damn it, somebody killed these two psychos. Păi unde ești? Vino încă, că te omorâm și pe tine. Oh, ce glonț în cap mi-au dat. Că mi-au luat toată viața. You dumb bastard, you don't stand a chance. You can't kill them all. You really are insane, aren't you? I'm gonna enjoy watching you die. Oh, pe bune, mă. Uite-l, mă, de unde trage, mă. Come on already. There's only two of them. Hai, mă, vino încă dacă ești tare. Unde ești? Alo, a fost Falcone, a? Something, Carlo. For the last 10 years, all I've done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. Opa. But this one... This one's for me. Fuck. Fucking prick. Ca un mafiot adevărat. Hai să mergem. Bă, e bine că l-am recuperat pe Joe. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack it. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? Yeah, Osma. Acum mai sunt dator. Băi, Joe, bă. What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. Looks like a celebration is in order. Come on. Let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. Uh-huh. All right, we'll see you over there. No, hai să ne întâlnim la următoarea misiune. All right. So what's the big secret? Hey, what the hell's going on? Where they taking Joe? Hoppa. Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Okay, deci Joe va fi asasinat, okay. Noi trebuie să le recuperăm, probabil. Hai să o facem. Sau, ce se întâmplă pe aici? Oh, asta e tot, să înțeleg, sau? Dacă... Da, cred că am înțeles eu bine. Asta e toată misiunea, asta e tot jocul, lume. We finally made it. Finally we made it. Am terminat jocul în sfârșit. Un joc destul de greu, dificil. Și e bine că l-am terminat, așa că
nu va mai exista până data viitoare, ci mă bucur că cei care ați putut să vă uitați cu mine la această serie, să treceți prin chinul prin care am trecut și eu alături de mine, înseamnă mult și vă mulțumesc pentru scenerea acordată. Chiar dacă această serie nu prea a fost atât de populară, atât de urmărită, totuși am vrut să termin seria, am zis că nu vreau să las serii neterminate și vă dați seama cum ar fi, nu? În fine, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne revedem la alte serii, așa că până data viitoare, rămâneți cu noi!